Joi, începând cu ora 9:30, alarmele vor răsuna în municipiul Giurgiu pentru a semnala producerea unui dezastru, în urma producerii unui seism de mare intensitate. Scenariul în care vor fi angrenate impresionante forțe de ordine și intervenție face parte dintr-un exercițiu al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Giurgiu pentru a se testa capacitatea de reacție și răspuns în urma unui seism major. Potrivit scenariului, joi, începând cu ora 10, Casa de Cultură a Tineretului va fi grav avariată. O persoană va fi surprinsă sub dărâmă în timp ce simultan se va produce o explozie urmată de un incendiu, iar mai multe persoane vor fi rănite. De asemenea, pe bulevardul Mihai Viteazul va fi simulată producerea unui eveniment rutier cu consecințe grave, în care vor fi implicate două autoutilitare, dintre care una care transportă butelii. Într-o altă locație, o barcă în care se vor afla trei pescari se va răsturna, doi dintre aceștia fiind dați dispăruți. Având în vedere că alarmarea populației prin sistemul de alarmare din oraș va dura 2 minute, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Giurgiu recomandă populației să se familiarizeze cu acest semnal, dar să nu întreprindă nicio măsură, semnalele fiind premergătoare desfășurării exercițiului.